Programul Cornul și Laptele, subvenționat de guvern, este menit să asigure copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial o gustare zilnică. Și anul acesta, la Buzău, licitația a fost câștigată tot de firma Meridian Agroint din Râmnicu Sărat, care va furniza un pachet unic cu cele două componente ale gustării celor peste 46.000 de copii din Buzău. Societatea Boromir are doar calitatea de subcontractant și va livra în continuare produsele de panificație. Astăzi se semnează contractul în baza căruia se va distribui pachetul compus din lapte și corn în anul școlar 2015-2016. De luni va începe distribuția efectivă în baza acestui contract. Până la acest moment, copiii primind produsele în baza contractului anterior. Ca noutate, pentru acest an, distribuția se va face pe zone, nu global pe tot județul. Iar laptele și cornul vor fi distribuite la pachet, nu separat. În privința merelor pe care copiii le primeau în toată perioada sezonului rece ca aport de vitamine, încă nu se știe nimic. Anul trecut elevii nu au primit acest supliment la gustare. Deocamdată așteptăm și noi hotărârea de guvern, pentru că acest program funcționează în baza hotărârii pe care guvernul o dă an de an. De asemenea, acest program nu funcționează pe tot anul școlar, ci doar pe un număr prestabilit de zile, care iarăși va fi stipulat în această hotărâre de guvern. Gustările, a căror valoare totală se ridică la peste 9,150 milioane de RON, vor fi distribuite unui număr de 48.360 de copii timp de 177 de zile.